Dragii mei, dragii noștri, ne bucurăm foarte mult să fim alături de voi. Așa cum am spus, astăzi am creat acest webinar special pentru cei ca voi, care își doresc un pic mai mult de la viață, de la ei înșiși, care sunteți conștienți că ceea ce putem să creăm în viață depinde foarte mult de noi, de alegerile pe care le facem, dar și, așa cum îmi place mie să spun, crearea realității noastre depinde foarte mult de filtrele prin care decelăm adevărul, da, și realitatea. Hai să vedem. Răzvan ne spune că activează deja în domeniul wellness și știe că acest domeniu îl poate ajuta. Webinarul pe care noi l-am numit Cum să devii un terapeut, dar practic este vorba despre cum să-ți transformi viața de la pasiune la carieră. Spuneți-mi dacă se vede, dacă toată lumea vede bine slide-urile. Trebuie să vedem puțin în chat dacă se văd slide-urile. De ce? Ce anume? Ok. Ce primesc de la ce? Numai puțin, Da, vă rog. sigur, continuă. Ok. Bun. Așadar, astăzi vă propunem să aflați metoda noastră terapeutică de lucru, energetic și de vindecare a traumelor care îți vor transforma viața profund. Pentru cine este webinarul, da? Webinarul acesta este gândit pentru cei dintre voi care deja sunteți terapeuți sau coach, care vreți să vă specializați, să vă adăugați noi abilități la ceea ce faceți deja. Poate că ai deja o carieră în a susține aproapele, da? Și în a ajuta oamenii să se găsească pe ei întregi. Sau poate că pur și simplu ești pasionat de cunoaștere de sine, da? Și ești în continuă căutare. Ce vei obține după webinar? Vei afla mai multe informații despre ce abilități te-ar ajuta, pe lângă ceea ce știi deja, să fii de folos și poate chiar să și monetizezi asta, da? Ca terapeut. Practic, vei învăța astăzi despre o abordare pe care eu am considerat că este una eficientă în terapie, respectiv în vindecarea traumelor, cât și terapie energetică. Vei afla mai multe despre abilitățile de coaching și, practic, vei putea să alegi, dacă consider că este pentru tine acum, să adaugi abilități în lucrul cu oamenii. Poate că ești la momentul la care vrei să aprofundezi cunoașterea de sine și să ai o transformare personală mai profundă. Poate că te-ai decis ca anul acesta să fie anul tău, anul în care să nu mai faci lucrurile pe pilot automat, să devii conștient de tine în profunzime. Cine suntem noi? Da? Probabil că ne știți din de pe internet, da? Poate că ați văzut mai multe informații despre noi. Noi suntem Mirela și Romeo Botezatu. suntem terapeuți. Eu sunt terapeut specializat în terapie prin regresie reconectivă, maestru Reiki și, îmi place mie să spun, facilitator în drumul reconectării cu sinele. Poate ne spune și Iar Romeo eu câte ceva? sunt facilitator în radiestezie terapeutică, predau, sunt profesor de radiestezie terapeutică și de coaching. Am inițieri în Reiki, Karuna și tot acest
aceste arte spirituale, de evoluție spirituală. Suntem împreună pe partea de dezvoltare profesională și spirituală conștientă de 10 ani. Am urmat pe lângă, să spunem, facultățile și studiile superioare și masteratele clasice, respectiv eu am făcut terapie prin regresie, kinetoterapie și master în terapia durerii, apoi am urmat tot ce înseamnă școală spirituală, radiestezie terapeutică, se pot vedea și aici, le puteți citi. Practic, avem studii superioare, masterate și postuniversitare și specializări de 10 ani încoace în continuu. Deci am făcut asta pentru că ne-am dat seama că pur și simplu studiile superioare pe care le-am făcut inițial nu mai sunt în acord cu cine suntem noi și am simțit să adăugăm în permanență o șlefuire, o cunoaștere suplimentară și am avut nevoie de răspunsuri. Eu am avut foarte multe întrebări în ceea ce înseamnă ființa mea, cine sunt eu pe pământ, ce caut eu aici, planurile subtile și atunci am tot căutat. Abordarea terapeutică pe care am dezvoltat-o în urma studiilor profesionale privește viața prezentă, viața trecută sau experiențele de altă dată și câmpul transgenerațional sau mai concret ceea ce se transmite din generație în generație la nivel de programări, dar și la nivel de energie. Probabil că știți deja, conștientul nostru e asemenghețarului, vârfului care se vede la suprafața apei, în timp ce subconștientul este cea mai mare parte pe care nu o vedem, care se află în umbră și care ne conduce viața. Așa cum îmi place mie să spun, în terapie, în terapia psihoemoțională, respectiv în terapia prin regresie pe care o practic, de vindecarea traumelor, de deprogramare a schemelor mentale limitative, avem foarte mult de lucrat cu convingeri, condiționări, frici, emoții și percepții. Fără a transmuta ceea ce avem în umbră în lumină, este puțin probabil să devenim conștienți. De aceea, profunzimea pe care eu o propun și la care mă refer în terapie înseamnă să facem subconștientul conștient, ceea ce îți dă și puterea să devii creatorul vieții tale. Care sunt direcțiile de acțiune în terapie? Ne reconectăm cu resursele de altă dată, pe care la un moment dat le-am pierdut, le-am lăsat sau le-am cedat. Avem un câmp de energie și de informație care se transformă prin iertare, prin acceptare, prin eliberare. Practic, terapia, la modul în care noi am conceput-o, în urma practicii pe care o avem, pornește de la cauză către rezultat. Pentru că atâta timp cât ne dorim să devenim creatori conștienți, este foarte important să pornim de la profunzime, din subconștient către conștient. Respectiv, tot ceea ce ne blochează, tot ceea ce ne limitează în a fi creatori, în a avea o viață până la urmă împlinită, care să-ți dea sens, trebuie abordat. Oricât de buni am fi, atâta timp cât băgăm sub preș
aspecte din noi la care încă nu ne putem uita, toate acestea reprezintă blocaje, limite, care se vor manifesta în viață și care se și manifestă, doar că mulți dintre noi ne este greu să recunoaștem că avem blocaje, limite, chinci care ne trag și pe care întârziem sau amânăm să le abordăm. Ok. Aveți aici câteva studii de caz care să vă arate ce rezultate au obținut oamenii cu care am lucrat. Sunt doar câteva exemple, pentru că ar trebui să punem aici mii. Vreau să vă spun că în a fi terapeut, un lucru extraordinar este că dimineața, aproape zilnic, ne trezim cu mesaje de recunoștință pentru modul în care oamenii și-au schimbat viața, pentru îmbunătățirile, pentru transformările pe care ei le văd concret în rezultate. Și, dragii mei, nimic nu este mai înălțător și nimic nu-ți dă mai multă putere și încredere că faci bine ceea ce faci, decât atunci când cei cu care noi lucrăm sunt recunoscători și ne spun despre rezultatele pe care le au în viața lor după ce fie că parcurg o terapie privată sau un curs. Bun. Mihaela, care este medic, care a pornit dintr-o relație toxică la momentul la care am început să lucrăm împreună și astăzi este în toată puterea ei, foarte responsabilă, are grijă de mii de oameni, pentru că este un medic foarte cunoscut și are mai multe funcții. Da? Și vedeți, de foarte multe ori, cei pe care îi ajutăm, noi putem să ajutăm un om, iar acest om să impacteze la rândul lui sute, hai să fim modești, zeci, sute sau mii de oameni. Dar, cu adevărat, lucrul acesta se întâmplă. Spuneți-mi dacă totul e în regulă, pe chat, se vede, se aude, mai verificăm din când în când, știți cum este cu tehnica, se mai întâmplă lucruri. E ok, da? Bun. Atunci o să trecem mai departe. Ok, Nicoleta. La un moment dat vorbeam despre renaștere, despre Phoenix. Și Nicoleta, care și ea este antreprenor, dar este și terapeut și a crescut și are grupurile ei de terapie, am încurajat-o foarte mult și ea și-a găsit puterea să iasă în lumină ca terapeut. Spune cam așa sunt cursurile cu noi, mai moare ceva din practicant ca să renască vindecat. Într-adevăr, este un proces magistral, procesul de transformare personală și, de fapt, despre acest aspect îmi place mie să vorbesc, că orice transformi în tine devine, puterea ta pe care apoi poți să o duci în lume. Cătălina, de asemenea, puteți să citiți exact ce zice Cătălina. Dragii mei, pot doar să vă spun că de multe ori oamenii încep să facă transformări când nu mai au încotro, când în punctul cel mai de jos caută să-și găsească cea mai mare putere. Însă, nu întotdeauna ar trebui să fie așa, pentru că mulți dintre noi, printre care mă număr și eu, am început să mă caut pe mine nu pentru că mă durea ceva anume sau eram într-un moment greu, ci pe mine m-a împins mai departe nevoia de a cunoaște mai mult. Este cineva printre voi care a început calea asta de autocunoaștere pentru că și-a dorit mai mult sau
Ce v-a împins pe voi către a descoperi mai mult? Ce v-a atras astăzi, de exemplu? Nu știu, poate terapie, poate cunoaștere mai multă, poate vă doriți transformare sau poate vreți să deveniți terapeut. Pe voi ce v-a atras astăzi? Care e motivul? Ce căutați în experiența de astăzi să aflați? Evoluție. Cunoaștere. Super. Evoluție, cunoaștere, terapeut. Este cineva dintre voi care este în durere și care pur și simplu caută o cale, o soluție de a își transforma viața, dar cumva din suferință, din durere, din faptul că poate nu înțeleg tot ce mi s-a întâmplat? Așadar, da. Vedeți că fiecare venim în calea aceasta de autocunoaștere din direcții diferite. Noi suntem diferiți, dar ceea ce este foarte important este că pe această cale ne regăsim unii cu alții. Așadar, vedem astăzi printre noi oameni care își doresc să devină terapeuți, oameni care își doresc dezvoltare personală, autocunoaștere, să se dezvolte, claritate, spiritualitate cu aplicabilitate în plan material, foarte important, da? Deci vedeți că deja sunt foarte multe domenii aplicabile în planul material, Anda, astfel încât din partea de dezvoltare, oamenii pot să se găsească pe sine, pot să dezvolte abilități, pot să devină terapeuți sau pur și simplu doresc să ofere mai mult semenilor. De exemplu, la mine, vis-a-vis de ce vorbea Mirela, a pornit din copilărie, chiar imediat după Revoluție, apăruseră în presă primele ziare despre spiritualitate și despre paranormal. Și le cumpăram și le citeam și mi se părea fascinant ceea ce făceau și explicau oamenii aceia în acele reviste. Și am zis, oare eu, când o să mă fac mare, pentru că atunci eram copil, o să pot face și eu așa ceva? Bineînțeles, au trecut ani, eu doar citeam, mă mai întâlneam cu, cel puțin în facultate am întâlnit din nou, de fapt, nu am întâlnit din nou, ci am întâlnit reichile la un maestru japonez. Nu am prea înțeles despre ce era vorba acolo, dar după alți ani am ajuns să cunosc această artă spirituală. Deci a fost nevoie de niște ani să ajung să pot să ating lumea aceasta a terapiilor energetice. Așadar, fiecare venim dintr-o cale, poate dintr-o direcție sau dintr-o altă nevoie. Este evident că poate până acum ai făcut singur sau poate pur și simplu ai o metodă, metoda veche, metoda ta, cea de până acum. Întrebarea mea este dacă cu ceea ce ați făcut până acum vă este suficient, vă este de ajuns? Sau pur și simplu simțiți nevoia de a adăuga și poate de a avea și un mentor? Doi. Așa este, Gina, da? Să știți că nici noi nu ne-am oprit din a crește. Și, de fapt, calea cea mai bună este, așa cum noi am experimentat-o, să continui să crești, dar să ai alături și oameni care știu ce fac, care au rezultate și care au mai făcut asta înainte de a ne preda nouă.
Așa este. Până la un punct facem singuri. Hai să vedem. Cine dintre voi își dorește să audă mai multe despre metoda pe care eu și Romeo am denumit-o metoda Phoenix? Hai să vedem. Scrieți da pe chat. Ok, super. Pentru că o să vedeți, este și o poveste foarte frumoasă, dar nu este doar o poveste, este realitate. Metodă care este validată cu peste 2000 de oameni, nu este un număr pompos, noi suntem extraordinar de transparenți, sunt oameni concreți cu care noi am lucrat în cursuri, în terapii, în terapie 1 la 1, în seminarii practice și care au avut rezultate. Practic, ceea ce aducem astăzi în fața dumneavoastră este sistemul, programul pe care noi l-am creat. Probabil că ați mai văzut, informații suntem peste tot. Împreună cu Romeo am creat Academia Phoenix, care are ca scop de a-i susține pe toți acei care doresc să aibă, în primul rând, o transformare personală, pentru că, așa cum și noi am urmat calea, transformarea personală este baza. Construim abilități, dezvoltăm și ne specializăm ca ulterior cei dintre voi care își doresc să dea mai departe, să ajute și alți oameni, așa cum și voi, probabil ați fost ajutați și veți mai fi, să deveniți terapeuți și coach. Așadar, scopul nostru în Academia Phoenix este să vă susținem să aveți, în primul rând, o transformare personală și să dobândiți abilități pe care ulterior să decideți. Dacă este doar pentru voi, sau poate că e timpul să îi ajutați și pe ceilalți și să faceți un bine oamenilor. Să știți că oamenii care primesc valoare și sunt susținuți sunt vă întorc cu o recunoștință dincolo de partea de echilibru material și financiar. Recunoștința și binele pe care îl faceți este net superior oricărei valori. Pentru cine este Academia? Această Academie Phoenix am creat-o împreună cu Mirela, în primul rând, pentru a învăța oamenii, pentru a le arăta oamenilor o cale de transformare. Și după transformarea care are loc în tine, să devii propriul tău terapeut, după care să poți ajuta și alte persoane. În acest proces al transformării tale personale, înveți și îți dezvolți acele abilități de terapie care te ajută ușor, ușos, ușor să începi transformarea ta fizică, adică să începi să te vindeci, transformarea ta emoțională și spiritual, adică să începi să aduci programe benefice care să te crească, să-ți crească nivelul de conștiință la nivel de suflet și de sine. Și după ce ajungi să te dezvolți, să crești pas cu pas, ușor, să începi să dai mai departe și să ajuți și alți oameni, astfel încât să începi să fii și tu remunerat, să câștigi din această meserie, bineînțeles, pentru persoanele care își doresc să facă acest lucru. Aș vrea să vă spun, este aici un paragraf care zice cum în Academie te învățăm cum să generezi 2000-3000 de euro pe lună, făcând cu pasiune misiunea de terapeut complex. Dragii mei,
Poate că nu vă doriți neapărat să deveniți terapeuți, dar pentru cei dintre voi care, să spunem, astăzi sunteți aici, este important și echilibrul financiar cu ceea ce oferiți? Eu foarte mulți ani nu am înțeles asta. Știți cum e, îmi doream să salvez planeta balenele, Balenele de la dar NEC. în momentul în care am făcut echilibrul între material și spiritual, am înțeles că un om care este prosper poate să genereze prosperitate și să învețe și pe ceilalți. Când tu ai farfuria plină, cu adevărat poți să dai de mâncare și altora. Mi-a luat foarte mult timp. De aceea, în acest moment, cu mâna pe suflet, pot să spun că este important ca tu să fii prosper și este aici ceva ce îmi place să scot în evidență. Tu poți să dăruiești din ceea ce tu trăiești deja. Nu ai cum să-i ajuți pe clienții tăi, n-ai cum să vorbești în jurul tău despre echilibru și despre vindecare atâta vreme cât în tine este altceva, ceva diferit. Și atunci este foarte valoros dacă ești terapeut, dacă predai sau dacă pur și simplu îi susții pe ceilalți, pur și simplu pe cei din jur, prin pe prieteni, familia ta, este important mai întâi să ai în tine această stare de echilibru, de prosperitate interioară, ca apoi să poți să ai așteptări, să și produci rezultate în ceilalți oameni. De aceea vorbim despre echilibru în Academia Phoenix, vorbim despre armonie între fizic, emoțional, mental și spiritual. Este o vorbă prin care se spune că este mai bine să înveți pe cineva să pescuiască decât să-i dai tu să mănânce peștele și să tot aștepte de la tine să-i dai. Este mai bine să-l înveți să pescuiască, dar ca să-l înveți să pescuiască, în primul rând trebuie să știi tu să pescuiești pentru a învăța pe celălalt să înceapă să se descurce și singur. Nu știu, există dintre voi care ați investit timp și bani, poate în căutarea de sine? Poate sunteți în punctul în care jobul, activitatea pe care o ai acum, te obosește, te consumă, sau pur și simplu simți că nu te mai regăsești acolo? Chiar aș fi curioasă, câți dintre voi sunteți și unde vă situați? Ești în mediul în care pur și simplu simți că nu-ți mai este benefic și te trage în jos? Vreau să vă spun că stăm de vorbă cu foarte mulți oameni și ceea ce oamenii spun este că mediul în care trăiesc este trist, deprimat, oamenii sunt fără speranță, nimic nu merge, nimic nu se întâmplă. Sunt oameni care caută un mediu și un grup, o comunitate care să-i hrănească, să-i susțină, care să-i ajute să vadă lumina mult mai mult decât cei care vor să se cunoască pe sine. Pentru ca să te poți cunoaște pe sine, trebuie să ai și un mediu care te susține, pentru că altfel tu, unul singur, într-un mediu toxic, este puțin probabil, pentru că majoritatea te va trage la nivelul său. Ești pregătit să faci un salt în conștiință? Cine este pregătit să facă un salt în conștiință? Noi vă promitem, în Academia Phoenix, intri într-un fel și termini la un cu totul alt nivel. Știm exact ce facem și știm exact ce rezultate a oamenii care lucrează cu noi. Nu este lipsă de modestie, este o realitate dovedită. Și spunem acest lucru, eu personal spun acest lucru deoarece predau radiestezie terapeutică de aproape 6-7 ani și în acești ani toți elevii mei au ieșit, deci au intrat într-un fel și au ieșit
cu unu, două nivele de conștiință peste momentul în care au intrat la cursurile mele. Din această cauză, eu știu că toți cei care vor parcurge perioada vor avea un salt cât de mic. Și dacă unul din 10 au un salt, pentru eu sunt foarte mulțumit, dar nu există om, nu doar unul. Toți au saltul lor personal. Nu există un salt asemănător în conștiință. Fiecare pe nivelul lui, dar există în fiecare. Dacă cu ceea ce ai făcut astăzi, poate ai avut rezultate limitate, poate ceea ce ai încercat până acum te-a ajutat parțial, dar acum pur și simplu poate că nu-ți mai este de folos sau poate dimpotrivă chiar nu ai avut deloc rezultate, este că poate n-ai avut pe cineva alături de tine care să știe exact calea, să începi de la A la Z și să te poată ghida conform cu nevoile tale. Poți începe acum propria transformare alături de noi, pentru că noi știm, adevărul este că vindecarea simptomelor, care pot fi în toate nivelele ființei, este posibilă prin conștientizare. Mai întâi devii conștient și accepti aspectele care sunt deconectate în suferință, practic te împuternicești. Prin metoda Phoenix te împuternicești pe măsură ce explorezi fiecare nivel al ființei tale prin metode și tehnici combinate. Noi am parcurs deja acest proces, știm ce presupune, toți pașii pe care îi predăm și în care suntem alături de voi, noi i-am parcurs. Nu există un pas pe care să-l predăm și să nu-l fi făcut. Reconectarea cu tine, cu ființa ta, da, începe din fizic și mergem către cauză. Practic, ceea ce ne susține în afirmații este experiența de peste 10 ani. Și rezultatele, da, cu mii de oameni pe care o împărtășim cu tine. Noi nu suntem teoreticieni, noi predăm din rezultatele, din cunoașterea și din transformările pe care le-am văzut în cei cu care am lucrat, dar și în noi. Pentru că și noi creștem, ne transformăm și ne îmbunătățim cu fiecare om pe care l-am ghidat. Cum vi se pare până aici? Este și pentru voi. E ceva ce vă atrage atenția? E ceva ce v-ați dori? Scrieți pe chat, vă rog, ce simțiți, da? Ce simțiți că aveți nevoie acum, că aveți mai multe informații? Vis-a-vis de mentorat, și eu am avut perioade în care nu găseam sensul unui mentor, și vedeam că stau în loc, nu înaintam, iar în momentul în care am descoperit puterea unui mentor, ce poate să facă mentorul din mine și care este saltul meu în urma mentoratului, am zis, wow! Dacă făceam acest lucru acum 5 ani, eram acum cu 10 ani mai în față. Dar Se poate și singur, exact cum a spus cineva la un moment dat, a scris în chat, că până la un punct funcționează și de unul singur. până la un punct. După care, o creștere exponențială, o ai atunci când ești susținut de cineva care a mai făcut drumul și care știe exact încotro să te ghideze. Nu știu unde ce mi-a arătat aici așa. Bun, hai să vedem. Am concretizat esența învățăturii în felul următor, pe care noi o avem de oferit. Poți să economisești energie, timp și bani și poți să dobândești
transformare care de cele mai multe ori nu se compară cu nimic ca valoare, abilități de terapie care pot fi exponențial crescute și puse în slujba oamenilor, o carieră. Dacă alegi asta, noi putem să te învățăm cum să devii un terapeut complex, care să ai rezultate, să produci 2-3.000 de euro pentru început, cu cei cu care poate ai deja o comunitate, da? Cu cei cu care alegi să-ți împarți cunoașterea, energia, un mediu elevat, avem o comunitate de o energie, de o cunoaștere și de o elevare, îmi place să spun. Cu siguranță sunteți oameni înțelepți și puteți să vedeți dincolo, astfel încât să vă dați seama dacă mediul este elevat sau nu, și o susținere. Sunteți în permanență susținuți de mine, de Romeo și de comunitatea pe care noi am creat-o în Academia Phoenix. Bun. Ce cu Academia? Visul meu a fost să creez o metodă prin care să renasc din propria cenușă și să pot să iau de la capăt ori de câte ori cad. Practic, Academia Phoenix și metoda pe care vă propunem, vedeți aici și Phoenixul acesta foarte frumos, care este la nivel spiritual un ghid nemuritor, care ne susține în permanență atât pe noi, cât și pe toți membrii care sunt alături de noi și cresc, da? Și se formează. Practic, ești susținut să te ridici din ce în ce mai puternic, pentru că înveți toate aceste abilități care rămân în tine, înveți să te împuternicești prin esența sinelui tău, înveți să îți vindeci traumele, în primul rând să le conștientizezi, să vindești ceea ce te-a blocat până acum în a avea viața pe care ți-ai dorit-o, și nu este un clișeu. Și indiferent de motivația ta, fie că alegi transformarea personală sau calea de terapeut, în Academie ai 6 luni pentru a-ți împlini visul. Atât durează programul pe care noi l-am creat. Practic, în 6 luni de zile, cu mentori, eu și Romeo, ai 3 căi esențiale. Vindecare în viața prezentă, vindecarea câmpului transgenerațional care vine din neam, din familie, și vindecarea experiențelor anterioare. Practic, ai o umbrelă care o ai întotdeauna la purtător, prin tot ceea ce dobândești, prin tot ceea ce transformi. Ești protejat, ești susținut din interior. Nouă ne place, așa cum spunea Romeo, nu să dăm pește oamenilor, ci să le dăm o undiță prin care să-i învățăm. Și, practic, asta este ceea ce fiecare dintre voi poate să dobândească: să fii propriul tău stăpân, să ai puterea din interior să-ți creezi realitatea pe care tu ți-o dorești, în fizic. Noi vorbim de realitate concretă. Relații, Sănătate, sănătate, vindecare. relații mai bune cu autoritatea, cu familia, cu copiii, să fii recunoscut, să contribui mai mult. Practic, ai 3 școli într-una singură. Ai radiestezie terapeutică, curs predat de mine, ai coaching spiritual, care îl predau tot eu, și terapie psihoemoțională sau vindecarea traumelor, un curs care este predat de Mirela. Deci toate aceste 3 școli, pentru că sunt 3 școli diferite, dar care fac în esență cam același lucru, pentru că au metode, tehnici și protocoale diferite pentru a introduce persoana, omul, clientul pe care îl ai în proces de vindecare sau chiar pe tine, personal.
Bun. Aș vrea doar să vă spun câteva cuvinte despre faptul că, din experiența mea, indiferent de nivelul de terapii pe care l-ai făcut, atâta vreme cât nu ai procesat, atâta vreme cât nu ai curățat filtrele prin care decelezi realitatea, adevărul, oricât de departe te duce, te vei întoarce, pentru că este foarte important să cureți icebergul care este în apă, să cureți subconștientul, să le pui în ordine, să clarifici. Deci vindecarea traumelor, vindecarea blocajelor, tot ceea ce nu ai înțeles, tot ceea ce te limitează, tot ceea ce judeci, tot ceea ce nu-ți place. Aspectele care sunt în umbră și credințele noastre limitative, fricile noastre, da? Tot ceea ce nu transformi în lumină, la un moment dat, te blochează. Și oricâte forme de terapie ai face, te vei întoarce la tine atâta vreme cât nu ai rezolvat asta. Practic, te ajut, te susțin și te și învăț prin protocoale de terapie cum să aduci vindecare în perioada vieții prezente, la nivel de copil interior, la momentul concepției, la perioada intrauterină, poate chiar la momentul de dinainte de a îți alege viața asta. O să poți să-ți dai seama de ce ți-ai ales misiunea, poate părinții, da? Și care este direcția ta, sensul, ca tu să fii împlinit, ca tu cu adevărat să simți că ai venit în viața asta și o trăiești pentru tine, da? Nu datorită câmpului de informații care a venit la tine, da? Din familie. Așadar, vindecarea în viața prezentă este ceea ce veți beneficia. Cine își dorește asta? Cine simte că mai are de vindecat, de transformat aspecte care țin de viața prezentă? Frici, judecăți, neiertări, poate blocaje sau niște credințe. Hai să vedem. Eu, există dintre voi sau sunteți cu toții foarte vindecați? Gata, nu mai e nimic. Cine simte că mai are de vindecat? Se închide Ascultă, după 1 minut sau nu ce se știu, întâmplă? vedem. Pornesc din nou share screen. Ok, deci se pare că există dintre voi, da? Mi-e place să vorbesc la per tu pentru că simt mă așa mai aproape de voi. Ok, deci mulți dintre cei aici prezent, eu. Prin metoda radiesteziei terapeutice lucrăm în trei planuri. În planul fizic, în plan mental și în planul sufletului. Și prin protocoalele specifice de terapie energetică, noi începem un proces de vindecare dinspre suflet către fizic. Acum, în funcție de fiecare ce are nevoie. Unii au nevoie de vindecare fizică, au unor anumite organe. Alții au nevoie de o vindecare mentală a conștientului, a minții conștiente sau să lucreze în umbră, la mintea subconștientă. Alte persoane au nevoie de vindecarea sufletului. Toate le facem prin protocoale specifice în cadrul radiesteziei terapeutice. Învățăm să practicăm pe noi, între noi. Da? După care putem, când suntem capabili, apți să dăm mai departe, începem să răspândim cunoașterea și altor oameni. Este extraordinar să ai unelte tehnici la îndemână cu care să te poți ajuta singur, cu care să îi poți ajuta pe ai tăi, cu care să poți să susții pe fiecare din clienți, pentru cei care sunteți deja terapeuți, să ai și alte unelte tehnici care combinate să răspundă nevoilor. Așadar, fie că aplici radiestezie terapeutică, fie că aplici vindecarea traumelor care are influență asupra fizicului, asupra emoționalului, asupra nivelului mental,
schimburi energetice, sunt tehnici și metode care te impactează și care te transformă puternic de la cauză către simptom. Cine dintre voi a practicat până acum sau cel puțin odată a făcut o terapie energetică? Puteți să scrieți acolo eu. Cel puțin odată a fost la un terapeut sau a învățat, cineva l-a învățat să-și facă singur terapie energetică. De exemplu, la mine, toate persoanele care vin în terapie, în prima ședință îi învăț, adică fac o inițiere pe Reiki. De ce? Pentru a învăța să-și facă terapie singuri. Este ceea ce vă spuneam la început, cu îi învăț să pescuiască. Îi învăț să-și facă terapie pentru a putea practica zilnic protocolul de vindecare pe ei. Și mai există și abordarea experiențelor anterioare, pentru că, indiferent ce credem, există situații în care, pur și simplu, experiențele pe care le trăim, senzațiile, emoțiile, percepțiile, arată foarte clar că sunt experiențe pe care nu le-ai mai trăit, dar care se simt în corp. Fără a dori să vă schimb credințele, este abordarea pe care eu am adus-o în metoda Phoenix. De altfel, sunt și foarte multe studii pentru cei care doresc să exploreze mai mult și, evident, veți avea ocazia să faceți asta și alături de mine, să explorați experiențele pe care le-ați mai trăit, în sensul de a aduce echilibru și vindecare. Bun. Ce beneficii ai? Haideți să sintetizăm. În Academia Phoenix, programul pe care eu și Romeo l-am creat, care este un program de transformare personală, dar și puteți să deveniți terapeuți și să începeți să practicați, ai 6 luni. 6 luni în care te susținem cu tot ceea ce știm. Cursuri teoretice, practică, foarte multă practică, practică pe echipe, practică cu colegii, o comunitate care este în continuă dinamică. În 6 luni de zile, pur și simplu, vei avea atât informații teoretice, cât și experiență practică, pentru că sunt foarte mulți oameni, noi stăm de vorbă cu sute de oameni care spun: am făcut foarte multe cursuri, noi nu ne mai putem opri, tot vrem să mergem mai departe, dar nu apucăm să practicăm. Nu apucăm să practicăm pentru că poate cei din jur nu au încredere sau râd de noi sau ne minimalizează. Și atunci, în academie, ca beneficii, ai cunoaștere de sine, o transformare și o vindecare la un nivel profund și stabil, echilibrarea aspectelor de victimă cu situațiile de putere, alinierea cu sensul, cu misiunea și cu viața prezentă, da? E important să fii aliniat la calea pe care ți-ai ales-o în viața asta. Elevarea conștiinței, pentru că orice transformi îți crește câmpul prin care tu percepi realitatea, ancorarea în corp a conexiunii divine, pentru că divinul se manifestă prin noi, indiferent că noi suntem conștienți sau nu, ai susținere terapeutică, ai coaching pe resurse și formare pentru o viitoare profesie. Gina, surprizele pentru cei care au răbdare să stea până la sfârșit sunt două surprize. Sunt două surprize. Așadar. Excelent.
Bun. Două surprize foarte valoroase. Și hai să vedem un pic mai departe. Pentru toți cei care aleg să rămână până la sfârșit, sigur o să vă bucure, da? Pentru că ne-am gândit să oferim și mai multă valoare pentru timpul pe care l-ați investit și pentru interesul pe care îl acordați astăzi de a fi împreună cu noi. Așa cum spuneam, sintetizăm ce obții concret după 6 luni alături de noi. Poți să-ți folosești metode și tehnici combinate de terapie, radiestezie terapeutică, Coaching. coaching și vindecarea traumelor, vindecarea blocajelor, echilibrarea emoțională. Vei avea practic peste 120 de ore de informație. Acum o să vă spun că de fapt sunt mult mai multe ore, pentru că lucrăm practic și de fiecare dată când simțim că e nevoie de un seminar de clarificare, mai adăugăm încă un seminar și facem tot ce e nevoie ca oamenii, ca cei cu care lucrăm deja, Iar webinariile pe care le susținem, ele sunt, de fapt, noi spunem că sunt 2 ore, țin 2 ore, dar niciodată nu țin 2 ore, ci ele se duc spre 3 ore, 2 ore jumătate, 3 ore, în funcție de subiectul discutat în momentul respectiv. Iar atunci când este vorba de partea de practică, la practică durează întotdeauna, pentru că atunci când sunt oameni și vor să lucreze și există dorința aia de a învăța, nu ai cum să zici gata, termin acum. Stai până toată lumea termină practica și există feedback-ul și vezi cum au fost, cum a fost pentru ei momentul în care a fost și terapeut, dar și client. Și este fantastic. Îți vei transforma viața și, în mod cert, vei evolua, pentru că asta face orice proces, da? Practic, programul pe care noi l-am creat este un proces de transformare. Orice proces de transformare te crește. Și, bineînțeles, pe măsură ce parcurgi cele 6 luni, vei dezvolta abilități care să te ajute să generezi venituri. Dacă alegi să faci asta ca terapeut. Repet, am menționat un venit de 2-3.000 de euro, pentru că noi am parcurs drumul, noi știm că se poate și dacă este să fim sinceri și ne referim la bani, veți putea atâta vreme cât vă doriți să produceți rezultate și să fiți de folos, veți putea să faceți cu mult mai mult de atât. Dar asta este pur și simplu la alegerea fiecăruia ce îl motivează. Și pentru că, dragii mei, am promis că avem două surprize. Aici este prima surpriză și Prima profesorul meu o surpriză. să vă spună cu Prima el. surpriză este pentru cei care sunt acum în program. Există această reducere de 30%. Sunt doar 20 de locuri disponibile cu această reducere care sunt valabile acum. Și pentru cei care doresc să se înscrie, voi afișa un link de type form, un link de înscriere în care voi accesa linkul. E nevoie să completați niște întrebări, da? După care, la finalul acestor întrebări la care e nevoie să răspundeți, va exista un calendar în care să vă. În care, pentru cei dintre voi care alegeți să aveți o consultanță gratuită, unul la unul, cu mine, da? Eu o să vă stau la dispoziție în perioada următoare. Cine dintre voi dorește mai multe detalii despre cum puteți să accesați programul Academiei cu
30%. Este valabil doar pentru primele 20 de înscrieri, pentru cei care doresc să devină membri. Nu vă obligă această discuție, această conversație, da, această consultanță gratuită, nu vă obligă la nimic. Este pur și simplu să vă luați mai multe detalii, poate mai amănunțite, pe nevoile voastre. Marele beneficiu este că avem disponibile doar 20 de locuri în acest moment ca membri în Academie, pentru că ne place să ne ocupăm cu toată silința, da, de oamenii pe care noi îi creștem și formăm. Și atunci veți putea beneficia doar luna aceasta și, practic, doar cei care se înscriu în acest moment pentru consultanța gratuită pot accesa cu 30% bonus programul în luna aceasta. Așa că, așa cum și Romeo v-a spus, aveți linkul de acces. Este extraordinar, da, ca să puteți să îl completați acum, vă ia 2 minute, 2 minute 3, ca să ne durează. asigurăm că ați prins un loc. Pentru cei care vă doriți și sunteți foarte dedicați, eu mi-am lăsat timp special pentru voi sâmbătă și duminică aceasta, pentru că am o săptămână foarte aglomerată săptămâna viitoare. Așa că dacă vreți să fiți printre cei 20 de membri, asigurați-vă că vă faceți programarea cât mai aproape, astfel încât să decidem împreună dacă este și pentru dumneavoastră, pentru voi și dacă putem să lucrăm împreună. Toate detaliile, Mirela, legate de preț, de modul cum se structurează, tocmai de aceea oferim și această consultanță gratuită, da? În sensul în care, înainte de a decide dacă este prețul potrivit sau dacă e și pentru tine, trebuie să vezi exact, poate, ce anume merită, da? Nu este un program de o lună de weekend, este un program de formare, da? Și Un atunci, program care durează 6 luni. de aceea, toate detaliile legate de cost, de structură, de tema modulelor pe care le parcurgem, le oferim în consultanța gratuită, da? Ca să ne putem cunoaște mai bine și să vedem exact și dacă ce oferim noi este potrivit și putem să lucrăm împreună. Mă bucur foarte mult că ați fost așa, v-am simțit astăzi foarte aproape și bun. Dragii mei, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii de astăzi. Sper din tot sufletul că ceva din ce am adus astăzi pentru dumneavoastră a făcut poate a creat un aha. Sper din tot sufletul că v-a adus ceva valoare și poate că astăzi, fiind și ianuarie, având tot anul 2024 în față, este poate pentru fiecare dintre voi, un moment de bilanț când puteți să alegeți. Rămâneți în aceleași automatisme sau e momentul să fac un pas și să fac ceva diferit? Cu mare drag, mulțumesc tuturor celor care astăzi ne-ați fost alături. Vă reamintim că avem doar 20 de locuri disponibile.